Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Bună seara, da. Sunt lovit și nu prea pot să merg. Nu prea pot. Solicitați atunci, trebuie să vă ducem până la spital. O să vă ajut acum pe tare, așteptați. De 10, 76, spital pillbox, cu 10, 95, inconștient. Cam mare picioare de ceva timp și... Am înțeles. Haideți că vă ajut să urcați pe targa. Așa, mulțumesc. Pastă 15, 10, 95, conștient, 10, 7, 6, pe box. Colegul, e conștient, mici dureri la picior. Am înțeles, dă-mi mie. Succes. Bună ziua, aveți nevoie de îngrijiri medicale? Mă auziți? Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Nu, eu dumneavoastră. Eu eram fel. Domnule polițiști. Da? Este un accident rutier. S-a întâmplat aici accident rutier, nu știu, puteți să vedeți dacă aveți nevoie de îngrijiri medicale? Stăteam aici la semafor și l-am văzut pe dânsul că a trecut pe roșu și l-a accidentat pe ăsta, a intrat frontală în el. Vrei să vă arăt camera de bord? Stai să acum o să aveți de mașină și vă arăt. Da, liniște că a intrat el în tine, adică... Adică... Da. Domnul, aveți nevoie de îngrijiri medicale? Păi domnule, m-am lovit la locul de muncă și am venit cu mașina personală. Haideți după mine încet. După cum vedeți, sunt rănit la picioare. Da, haideți încet după mine. Și aș dori să mă așez un pic aici jos, ca să nu mă îngrijorez mai. Aici e dânsul. N-am trecut. Nu, el. Ah, da, el, da. Și în legătură cu ăsta o să mă ocup eu de aia. Să mergem să vă dau domnul la mâna pe mine. Păi da, uitați și dumneavoastră cum e mașina mea, domnule, adică... Păi vă dau banii pe asigurare. Da, păi dar nu, merg cu dumneavoastră dacă e. La mea nu...
Am înțeles, atunci nu mai aveți nevoie de îngrijiri medicale, nu? Ba da, domnule, uite că de la muncă m-am lovit, dacă puteți să uitați de voastră. Puteți? Da, haideți la spital, la ambulanță. Am auzit că la spital e ceva acolo. Da, e nebuneală. Da, aici pe trotuar se poate sau uite da, în ambulanță. Da, da, da. Veniți aici lângă mine. Haideți mai bine lângă mine, că în caz dacă știți dumneavoastră, bum, și ne ducem amândoi. Da, așa, da, da. Să vă controlez un pic, să-mi zice și mie în ce numele dumneavoastră, nu vă speriați. Numele meu este Tatar Alex și eu am să vă ofer acum, o să vă fac o verificare. Toată cunoștință. M-a lovit la picior acolo. Întoarceți-vă un pic de acolo, vă rog frumos. Cu spatele, cu spatele la mine. Nu prea văd nicio rană, deocamdată numai la picior e posibil să fie rupit. Da, cred că mi-am rupt ceva acolo, am scăpat în frigider, domnule, cu picior. 10, 95, 10, 76, 76. Ok. Dumneavoastră, aveți nevoie de îngrijiri medicale? Nu, o să fie pe mașină. Ok. Pentru internări, domnul, v-aș ruga să mergeți repede până la spital, dacă se poate. Abia mai aici nu am picat, nu știu ce s-a întâmplat, am primit aici de pe un apel că s-a tras pe aici, mai tombea okay. Picat, dacă mai puteți dumneavoastră să chemați un echipaj medical care să vină. Da, 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 imediat. Pasă 15, 10, 78, 10, 20, imediat. Am înțeles. Te-aș Da. Așa, are voie să mă jefuiască aici, tată? Practic un mini parculeț. Dacă da. Are voie? Ce să bem? Voie, tată. Da, are voie să te jefuiască aici. Are? E zonă retrasă, păi nu vezi că e zonă retrasă. Dar cine este în lanță? El. Da, să preț eu fac. Nu, eu am spus pe chat. Păi, cum ne zonă retrasă? Într-un practic într-un mijloc, în mijlocul pădurii. Un parculeț. Parculeț. Păi și ce te-a jefuit aici? Un băiat ne-a omorât. Păi și te-a și am omorât? Nu, nu m-a jefuit, direct m-a omorât. Păi i-am luat direct 10 ori. Și tu da glonț direct? Da, glonț direct. Mare? Că... Bună seara, domnii medici, am și eu nevoie, vă rog frumos, de un echipaj medical acolo. 4, un om leșinat în pușcat de... Dar nu știu, dacă nu ai filmare și nu ai din nou, trebuie să te ajut. Ai o filmare 412? Da. Ok. Da, pot să-mi arăt filmarea, dar o să o văd degeaba, practic, pentru că dacă nu ai un ID nu prea am ce să fac, înțelegi? Continuați roleplay-ul că v-a ajuns medicul, voi la spital. Nu, no, nu. No. Continuați roleplay-ul. Bine, bine atunci. Hai, băbuc. Pa, pa. Salut, băieți. Salut. Băieți, ok. Au. Asta 15, 10, 78, dacă vă rog, la 10, 20 minute. Mamă, să plec mie. Dacă nu vine nimeni către tine, poți să-i... le poți oferi primul ajutor, vă rog. 10, 4. Deci spuneți că numai cu un pușcător și cu da s-a spus, nu? Da, da. S-a auzit pe aici. Ok. Sigur. Mai vine un echipaj sau... Din păcate nu. Mi s-a dat pe stație că pot să le acord aici cremăștor. Dacă nu mai vine nimeni. 11, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10,
002 cod 6 la 81BK0. Da. Puteți să-i dați, să-i... Da, da.
trebuie să-l apăs aici. Dacă poți să-l ajut aici, că mi s-a dat pe stață, adică, da. V-a zis lângă mai mare ca puteți sau? Da, da, da. Colega, stai cu trager în casă. Se dă să răsăge! Trage, trage! Pasta 15, 10, 0, 10, 0! Scrieți și stați. Bine, în casă să nu veniți. Pasta 15, nu veniți la 10, 20. 10, 0. Haideți să-i... 454, nu trageți în mine. Da, eliberați zona, vă rog frumos, că se trage pe aici, vă rog. Să 5-4, avem, cred că, două persoane. Colegul de la smurt, ascunde-te că se trage. E safe? Nu cred că se mai trage, cred că da. 454, okay. Este safe sau se mai... Cătușele. Să le puneți, da, cătușele. De ce fac? Stați să le pun cătușele. Ia asta. Poate... M-a nimerit în picior. Hai, colegă, hai. 5-4. Stânga. 4-5-4. Să mai stea, vă rog frumos, la ultimul cod 0. Câte minim 2 echipaje, vă rog frumos. Că colega mea s-a... Unde e colega de noastră? De pe C4. Cred că s-a... Da, da. Bun, să trăiți. Negativ, nu am văzut exact, s-a stat de pe munte în mine, nu am văzut nimic. 454, avem două persoane care erau picate la ultimul 10-11 care s-a dat aici. Bun, mă auziți? Vreau să spunem, spune ce s-a întâmplat. Fu, ce m-am speriat. Cod 6 era ultimul BK0. Deci cum era îmbrăcat, mai ziceți o dată? Pantalon ca domnul negri. Da, da. Avea o bandană în cap și avea o mașină. A? Da? Am înțeles, cămașă în carouri? Ce culp? Verde, cam așa. Floarea. Verde, cam așa, grăzui. Puteți să ne percheziționați, n-avem nimic cu noi. Noi ne primăm cu acolo. Colegul? Pune. Putem să le facem o percheziție pe loc aici sau te spunem? Păi s-a tras fix aici, nu? Da, da, încoace s-a tras. Uitați, da, unde vreți să mă așez? Bun, haideți să mergem aici acolo, să nu se mai tragă noi de pe munte. Mai uitați acolo unde sunt ombreanele alea, acolo la peretele. Domnul Polițist, mai aveți nevoie de mine? Nu, mulțumim mult, domnul. O seară faină. Pentru... Nu, nu-i nimic, nu-i nimic. Seară faină. Dos de uno, se echó uno.
Mamă.